Pentru că starea de alertă s-a prelungit cu încă 30 de zile, se impune în continuare păstrarea distanței de siguranță între persoane, dar mai ales purtarea măștii de protecție în spațiile închise. Cu unele excepții pe care camera nu le-a surprins astăzi, în piețele din Râmnic, majoritatea comercianților respectă aceste reguli. Mulțumită de cum este organizată activitatea aici în piață? Da. Toată lumea e cu măști? Da. Mănuși? Da. Prețurile cum sunt? Bune. Sunt bune. Prețurile, cum vi se par? Bunicele. N-au crescut, n-au scăzut? La cum sunt vremurile de afară, nu. Sunt ok. Vânzătorii toți au măști, au mănuși? Din câte văd acum, da. Au fost și momente în care nu le purtau? Le țin așa, mai fără nas, mai... Adevărul că e foarte greu să respiri pentru din asta, mai ales pentru cine are probleme cu plămânii. Ca și locuitorii din Ostroveni, vâlcenii din zona de nord a Râmnicului sunt mulțumiți de modul în care se respectă măsurile de siguranță și de condițiile din piață. Mulțumit de cum se desfășoară activitatea aici în... Da, mulțumit. Toată lumea e conform normelor, cu mască? Ei, nu prea, dar adică, unii sunt, unii... Ați văzut pe cineva care nu avea... Nu, au. Prețurile cum vi se par? Acceptabile. Mulțumită de activitatea din piață? Mulțumită. Lumea toată este cu mască, cu mănuși? Cu mască, să poartă distanță, da. Deci suntem în regulă. Spuneți-mi, vă rog frumos, prețurile, cum vi se par? Sunt acceptabile.